Cum poporul român suferă de mania drobului de sare și suflă și în iaurt de teamă să nu se frigă, tot mai multe discuții în spațiul public se învârt în jurul ideii că orice post cos la concurs într-o instituție publică este aranjat. Teama ca angajările să se facă doar pe pile a cuprins și romanul. În urma mai multor comentarii venite din partea romașcanilor, am încercat să aflăm dacă la primăria Roman se aranjează sau nu concursurile. Toate concursurile sunt aranjate în sensul că se pregătesc documentele de înainte. Se anunță bibliografia. Nu lăsăm nimic la voia întâmplării și vrem să respectăm legislația la sânge, toate lucrurile să fie bine aranjate. Iar în cadrul propriu-zis al concursului, singurul lucru care convernează este competența. Adică, ești bun, intri. Nu ești bun, nu intri. Edilul Romanului spune că, în primul rând, cei care vor să se prezinte la un interviu de angajare trebuie să dovedească faptul că știu și pot. Eu am spus întotdeauna că fiecare om trebuie să dovedească și prin cunoștințe, dar și prin voință, prin implicare, la locul de muncă că este bun. Și de-a lungul timpului eu am luat anumite decizii în Roman, după cum știți. Anumiți șefi de direcții n-au mai fost șefi de direcții, anumiți șefi de servicii n-au mai fost șefi de servicii, anumiți șefi de birouri n-au mai fost șefi de birouri și au venit alții. Și lucrurile s-au mișcat acolo unde am sesizat că lucrurile nu merg bine. Dar, în general, nu am avut sincope majore. Primarul Laurențiu Leureanu recunoaște că pot apărea și suspiciuni, dar lucrurile trebuie privite din ambele perspective, și a celui ce vrea să se angajeze, dar și a cerințelor venite din partea angajatorului. Un concurs trebuie să desfășoare în condițiile cele mai bune. Sigur că pot exista suspiciuni. Omul are latura aceasta în care dacă lui nu iese, înseamnă că celelalte nu sunt corecte. Dar am mai discutat eu cu dumneavoastră, sau nu mai țin minte, într-o emisiune, când am zis că calitatea de autoevaluare este foarte slabă la noi români. Și în general școala prea puțin promovează această valoare în care omul se poată autoevalua obiectiv, ca așa subiectiv, știm fiecare. Edilul Romanului spune că în primăria Roman concursurile de angajare se fac cu maximă transparență, fiecare candidat având acces la toate informațiile pentru a se putea pregăti și a obține rezultatul maxim. Căutăm să asigurăm o transparență și o obiectivitate foarte clară. Toate concursurile sunt afișate în presă locală și regională. Toate concursurile sunt puse pe site, la avizierul public. Lucrările sunt configurate pe două aspecte, lucrări scrise și interviu, astfel încât să îndepărtăm cât mai mult de speculații. În același timp, primarul spune că la interviul ce se susține după proba scrisă, cea teoretică, poate exista un dram de subiectivism, dar important este ca fiecare candidat să știe să se vândă cât mai bine. Sigur că un grad de subiectivism poate exista. Acesta cel mai mult poate apărea, de exemplu, la interviu, unde contează foarte mult cum te prezinți, cum vorbești, cum comunici. Și de aceea, mai puțin în România, dar în țările dezvoltate pe Human Research, există adevărate cursuri și școli de a învăța pe cei care caută un loc de muncă cum să se prezinte și cum să activeze în cadrul unui interviu. Edilul spune că cei care nu iau concursul și spun ulterior că a fost aranjat nu trebuie să fie crezuți pe cuvânt, ci ar trebui să fie sfătuiți să se pregătească mai temeinic pentru data următoare. Dacă n-am luat un concurs, să spunem, a fost aranjat concursul. Dar nu să spunem, domnule, uite, eu cred că nu m-am pregătit suficient de bine și nu m-am ridicat la înălțimea pretențiilor acelor concurs. Și cu asta cred că am spus totul. În acest moment, primăria Roman face angajări pentru spațiul de divertisment Picnic Strand, unde se caută casier. Celor interesați li se cer să fie absolvit minim 10 clase și să aibă o vechime în muncă de minim 6 luni.